Nimic nu este mai important pe lumea aceasta decât a avea alături o familie care să te susține. O familie în care să-ți găsești sprijinul și relaxarea, impulsul și motivația. O familie în sânul căreia să te găsești așa cum ești și îi găsești și pe toți cei dragi așa cum sunt ei. Până la urmă nu contează banii. În familie trebuie să existe iubire, căldură sufletească, înțelegere și comunicare. Dacă ai toate acestea, cred că poți să treci peste toate împreună cu partenerul. O astfel de familie frumoasă am întâlnit în satul Hâșdieni, familia doamnei Rada Pogor. Această doamnă este protagonista emisiunii de astăzi. Doamna Rada se poziționează printre femeile puternice din raionul Glodeni. Deși luptă în fiecare zi să-și vadă copiii zâmbind și știe ce înseamnă să muncești pentru o cauză nobilă, ea te cucerește prin simplitate, naturalețe și bună dispoziție. Despre copilărie ei ne spune chiar ea. De Baștin sunt din raionul din Iedeneț și acolo am făcut și acolo mi-am petrecut copilăria, acolo am terminat școala medie numărul 2. Acolo am mulți prieteni. Vara mai plecam în sat la buniei, mai plecam la lopatnic de unde se trage tatăl meu, lopatnic raionul Iedeneț. Și acolo mergeam la o nănașă de-a părinților mei. Ea nu avea copii și eu acolo îmi petreceam toată copilăria. Spun că am fost așa... Am avut o copilărie ca toți copiii, știu eu, cred că interesant într-un fel, dar totodată eu mi-aduc aminte... că am fost încadrată în câmpul muncii de mică. Eu le spun soțul meu, la copiii mei, că, cum spunea înainte, eu am fost tot colhoznică. Pentru că nașa lui părinții mei nu avea copii. Și ea muncea în colhoz, cum era atunci. Și am mers și la prășit la sveclă, și am umblat și la grădină, și la livadă nu am umblat, la tetiun am fost. Mai în scurt le-am trecut pe toate. Așa că toate mi erau cunoscute într-o viață. E brășotii care le-au povestit și la copiii dumneavoastră acum. Când eram mică, mergeam încă vară la bunei mei, Mihilini Vechi, raionul Râșcani. Și acolo părinții mei aveau un prieten. Și prietenul și el era tare șotios de felul lui. Și ne-a luat cu el, l-a furat la prune, într-o livadă de prune. Și mi-aduc aminte că eu fricoasă de Doamne ferește. Și el îi spunea așa, nu te temi, că dacă îți prind, spui că tu ești fata lui Vasile Caciuc. Da, acolo mai erau cu mine încă niște verișoare de mele. Da, și da, eu cui, da, eu ce spun? Spun tot ești, mai scurt, el îi spunea la toate că sunt seama lui, da. Și asta m-a marcat, poate că frică și că spaimă și... Și am fost la furat la prune. Mare prune am mai furat. Parcă îmi păreac și păstrele cele care zboară prin livadă, mă păzăs pe mine. Unde ați făcut studiile? Am terminat colegiul Prămășnie Grăjdanscă Străitilstva. Construcții civile și rurale. Așa? Și am mai făcut școală de pictură, am terminat Institutul Nistran de Drept și Economie. Asta, am mai făcut cursuri de contabil, adică am și multe, multe, multe alte cursuri, adică cu business-ul, care sunt legate, da. Am fost școlit așa, într-un fel. Ce v-a făcut să deschideți afacerea pe care o aveți acum la moment? Aveți mulți ani de când sunteți în afaceri. Noi lucram la școala profesională, ambii, și eu și soțul meu. Și am lucrat ca meșter și ca inginer, am lucrat la școala profesională și am fost redusă. Și atunci când am fost redusă, așa, eram noi tineri și foarte curajoși. Că iată, acum eu stau și mă gândesc, noi am fost foarte curajoși. Că să te lepi de lucru și să, așa, și eu și soțul meu și ne-am pornit în lume. Adică dacă eu am fost redus, soțul meu încă mai lucra. Și îi spun eu așa într-o bună zi că mie nu putea să-mi propun. Adică nu erau cadre, că era timp când se reduceau. Și atunci eu îi spun că de la Iedeneț să făceau niște detașamente. Noi am lucrat, apropo, la școala profesională 42, de la Curcini. Așa, și din Iedeneț să făceau detașamente și mergeau la recoltat struguri la România. Uh-huh. Și iată, și noi, așa, entuziasmați, hai să mergem și noi. La struguri. Da. Și fiindcă eu deja eram eliberată și soțul meu încă mai lucra, s-a eliberat și el și am plecat amândoi. Am luat geanta și am plecat la recoltat struguri la Cotnari, în România. Și iată, de aici, împreună cu noi, am lucrat două doamne, așa, și soțul meu le-a ajutat foarte mult.
unde ele au spus că, mă rog, o să ne ajute și ele în ceea ce pot ele să ne ajute. Și o doamnă, una din ele, umbla pe atunci la turci și aducea mărfuri de acolo și le comercializa aici. Și atât, așa, soțul meu prima dată a mers la turci. După ce am terminat, am făcut noi cât $70 sau cât am făcut noi împreună? $70 și 5.000 de euro. Da, el ține bine cifrele. Și a zis, cu banii ăștia am mai împrumutat niște bani de la niște prieteni de-a noștri care tot au lucrat la școală profesională și s-au lepădat și ei de școală profesională. Ei tot se ocupau cu business. Și de astfel noi tot timpul spunem să le dea Dumnezeu sănătate la oameni cei care ne-au ajutat, că chiar dacă am luat banii la procente, oricum era un ajutor bun. Și de astfel noi am început business-ul. Și am venit aici la părinți că situația geografică ne permitea foarte mult să deschidem aici un magazin. Adică casa era pe centru construit, aici e școală, e primărie, grădinița, așa este un flux de oameni mai bun și așa și ne-am și hotărât. Și la început am deschis business-ul chiar în casă. Adică într-o odaie noi trăiam, în alta avem magazin și iată astfel ați am început. Ați pornit de la un magazin? Da, am început la magazin. Da. Acum avem 3 magazine, noi am mai avut și la Glodeni, dar le-am vândut și am mai acoperit, că am avut multe credite, am mai acoperit o parte din credite, așa ca să nu ne nădușim, să putem să ținem timpul. Și da, am mai deschis sauna, acolo am investit banii ăștia care am vândut apartamentele. Noi am avut în centru un magazin, lumea știe, era magazinul Iulius. Da, numele băiatului. Băiatul mai mare, da. Acum este Orange. Deci acolo am avut și de acolo s-a pornit, adică am vândut acelea și am mai adăugat, am mai făcut aici la Han unele investiții. Aveți, vin multe lume la Hanul dumneavoastră? Știți cum, toate chestiile astea joacă rolul timpul. E clar și reclama, mă rog, poate noi nu am fost atât de bine, adică n-am informat atât de bine populația din jur, dar oricum unul de la altul, noi nu suntem țară mare, raionul nu atât de mare, se cunosc unul pe altul, mai facem discoteci, adică ne descurcăm, cum trei nunți și unul de la altul, oricum avem, noi suntem, noi legal, ne-am legalizat în 1993, așa, adică este o perioadă destul în care oamenii ne-au aflat. Aveți o familie atât de frumoasă, 4 copii, cum reușiți să combinați una cu alta? Mult contează pe cât este de unită familia. Noi cu adevărat avem o familie foarte bună și vă zic, împreună le și reușim, ne ajutăm reciproc. Nu pot spune, chiar toate sunt 100%, dar oricum, necătând la ceea că avem copii de diferite vârste, e dificil, dar ne ajutăm unul pe altul, așa? Vă zic, Iulius este mai mare, ne ajută mai mult, așa, noi acum am procurat și o fermă, care vrem să facem o zonă de odihnă, vrem să facem niște serie și vă zic că el se ocupă acolo mai mult cu taică-su, dacă trebuie să meargă cu transport cu mine, merge el. Destul de mare ajutor avem de la Eva, că ea este fată și are grijă și de mare să ocupă și cu lecțiile și cu Eva, cu Sofia să ocupă și la Han ne ajută, lucrează și ca barman și mai în scurt ne descurcăm că avem un business de familie de fapt și cred că și asta este o cheie succesului, când familia este unită și se ajută unul pe altul, asta mult reușește. Și vă ascult în toate. Da, da, sunt niște copii super. Asta e bine. Da, eu sincer spun lucrul ăsta, foarte sincer. Vă mândriți cu ei. Da, da. Cum vă petreceți timpul liber, dacă l-aveți? Nu prea am timp liber, dar mi-l fac uneori, așa? Am o gașcă de prietene, cu care sunt toate niște doamne așa foarte interesante, la care ai ce învăța de la ele, așa? Sunt marea majoritate femei de business și ne mai întâlnim la zile de naștere, așa, adică asta vrei tu, nu vrei, noi trebuie să ne întâlnim. Ne mai întâlnim la saună, așa, mai discutăm, cum am spus, mai învățăm una de la alta multe lucruri. Așa, foarte rar mai mergem la Chișinău, că mai ducem copiii, că să mai vadă și ce să mai facem lume. Da, în rest, sara cât ne mai strângem cu familia, dar foarte rar. Nu prea ne ajunge timp, așa, mult. De mult nu ne-am odihnit, adică avem vreo 6 ani de când nu ne-am odihnit deloc, atâta câte acum am fost 3 zile la Brașov. Dar sperăm că le mai așezăm lucrurile și de-am copiii mai crescută să fie mai ușor. Cum vă împăcați cu bucătăria? Îmi place să gătesc, sincer, îmi place, dar
cam puțin timp am și cam tot ce aici fac, fac mai din fugă. Și tot așa, ne mai ajutăm. Dacă este Eva, mai face Eva, mai avem o doamnă care mă ajută prin gospodărie și o mai rog și pe ea, hai, te rog, fă-mi un borș sau știu eu acolo, orice a fi ca să... Ei, și dacă stau magazinele pe sub casă, nu ne mai prăpădim noi. Când mai uscat, mâncăm, când mai așa... Vă duceți fundul da. La magazin? Da, asta da. E o ieșire din situație. Care este totuși mâncarea preferată care o faceți așa cu... la aniversări, la sărbători, ceea ce preferă cel mai mult copiii. Soțul meu tare preferă salatele. Ei, ne stărim și noi de la dată, la dată poate mai făceam ceva nou, dar așa mai mult, mai facem friptură, mai, că am mai crescut ficiorul meu mulți iepuri, acum nu avem că mai fost bolnavi și dar au spus că să înceapă de nou să-i crească. Și, mă rog, avem noi păsări, avem, adică mai mult cu asta și ne alimentăm. Știți, din ele își preparăm diferite bucate. Ce muzică vă place? Tot genul de muzică îmi place, mă rog, diferă de la melodie la melodie, pe cât e de calitativă, pe cât de frumos sună la urechea mea, știu eu. Cu ce probleme vă confruntați în afaceri care vă dau bătaie de cap cel mai mult? Cel mai mult este problema cadrelor. Asta este o problemă majoră în toată țara, la toți businessmanii. Uh-huh. Și vreau să vă spun că și impozitele mi cam dau peste cap, pentru că noi suntem puși toți pe un cântar, fie că e Chișinău, fie că, vă zic, nu, plătim aceleași impozite. Nicătând că noi nu avem atâția cumpărători cum sunt la oraș, noi nu avem așa vânzări. Ei, oricum, au cu mult mai mari posibilități decât noi. Și asta este o problemă foarte serioasă și cred că mai este o problemă că nu avem așa... o prietenie, să spunem, cu organele publice locale. Cred că asta tot e o problemă foarte serioasă. Ei ne iau așa, într-un fel, parcă am fi dușmanilor. Când nu este corect, este invers. Noi suntem aceia care ne străduim toate puterile, facem cu dragoste munca care o facem. Și eu spun că oamenii ăștia care muncesc în domeniul ăsta, într-adevăr, sunt niște oameni curajoși. Că la ziua de astăzi, unde atât de greu să faci banul acesta, noi ne-am menținut și n-am fugit din țară. Asta pentru e. Că noi oricum, ori eu spun că oamenii aceștia oriunde se descurcă, dar noi totuși suntem și niște patrioți și ne-am păstrat familiile, am creat atâtea locuri de muncă, vă dați seama, adică așa cum suntem noi, nu, suntem business mijlociu, spunem, și totuși luând în considerație că fiecare persoanele acestea își hrănesc familia proprie și încă câțiva oameni împrejurul lor. Adică dacă nu într-o bună zi toți oamenii ăștia se închid și faci țara asta unde nu e dezvoltat economia, hai să spunem așa, nu e nici o producere, nu știu, foarte puțin. Și adică sunt foarte multe obstacole care e greu să dezvolți. Adică vrei, ai capacități, nu ai posibilități. Nu ai siguranță mai mult. Să zic, posibilități poate că sunt, dar nu siguranță. Care este secretul fericirii, după părerea noastră? Cred că, în primul rând, ce e că Dumnezeu mi-a dat harul să mă mulțumesc chiar și cu niște nimicuri, cum gândesc alții. Eu pot să mă bucur de tot ce mă înconjoară și pot să mă mulțumesc cu ceea ce am. Că eu le spun că poți să fii fericit având puțin și pot să nu fii fericit având mult. Adică, cred că este... Eu am luat viața foarte în serios, că asta așa Dumnezeu mi-a dat să mă lupt, să mă rog numai înainte, chiar dacă și am unii, și trebuie să fiu fericită. Și cred că am și noroc. Asta e, pentru că dacă ai un soț bun, ai niște copii buni, cum poți să nu mai fii fericită? Dar dacă sunt niște probleme, nu poți să cazi și spui că nu sunt fericită, că nu mergi într-un domeniu sau știu eu acolo. Ați avut cazuri când ați căzut și v-a deprimat total căderile astea? Da, a mai fost așa câte o perioadă, dar mi-a părut că m-am născut a doua oară. Ați ieșit da, ușor din ieșit, ele? Nu, poate nu cu ușor, am avut chiar așa o depresie, să spunem așa, dintr-un stres, așa și cam s-a delugat chestia asta, dar în fine... Poate că și-a fost un ajutor pentru a merge înainte și a înțelege că viața e o luptă. Și parcă m-am și fi născut a doua oară. Când aveți... Mai mult preț am pus pe multe lucruri.